Cartea Începuturilor, capitolul 14, versetul 17. După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedorlaomer și împăratul care era împreună cu el, împăratul Sodomei i-a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului. Melisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului Celui Preanalt. Melisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul Cel Preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul Cel Preanalt care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zecioală din toate. Împăratul Sodomei a zis lui Avram: dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine. Avram a răspuns împăratului Sodomei: ridic mâna spre Domnul Dumnezeul Cel Preanalt, ziditorul cerului și al pământului, și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, ca să nu zici: am îmbogățit pe Avram. Nimic pentru mine. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mă socotesc binecuvântat de Dumnezeu în această zi de sărbătoare să fiu împreună cu dumneavoastră la Biserica Domnului, Biserica Elim, din locul acesta. Mulțumesc fratelui păstor, echipei pastorale pentru această invitație. Mulțumesc dumneavoastră care vă rugați pentru cei care aleargă și vestesc Evanghelia. Și spun din toată inima: Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cu o parte dintre dumneavoastră ne-am văzut și sâmbătă seara la părtășie în locul acesta. Mă bucur să vă văd într-un număr atât de frumos. M-a bucurat și pentru doamna ambasador, doamna Andreea, cuvintele frumoase care le-a spus aici în cadrul acesta binecuvântat. Să spunem și pentru dumneai încă o dată: Dumnezeu să o binecuvinteze. Amin. Și peste fiecare dintre noi să fie îndurarea Domnului. Amin. Era o perioadă când năvălitorii năvăleau peste anumite zone și Biblia ne spune la un moment dat au năvălit și peste zona unde era Lot cu familia lui. Ei luau tot ce se putea lua, lăsau în jurul, în spatele lor doar groază, fum și nenorocire. Năvălind peste zona unde a fost Lot, l-au luat pe Lot, familia lui, bogățiile lui, și lucrul acesta a ajuns la urechea lui Avram. Avram s-a uitat în casa lui, spune Biblia, a găsit 318 oameni născuți în casa lui vitej, s-a năpustit peste cei 5 împărați care conduceau această derulare a forțelor militare din vremea aceea, i-a biruit, l-a luat pe Lot cu familia lui, cu toate bogățiile, și i-a adus înapoi. Și mă așteptam biruitorii aceștia să se ducă undeva pe un munte înalt, să facă un foc de tabără și să facă o sărbătoare a mulțumirii, pentru că au biruit. Dar spre surprinderea mea, uitându-mă în pasajul acesta și în capitolul 14 din Geneza, Facere, înțeleg că la întoarcere acești biruitori, într-un moment al mulțumirii, nu se duc să se etaleze undeva, ci Biblia spune, au venit într-o vale, în Valea Împăratului. În lumea în care noi trăim, oamenii care câștigă trofee de regulă sunt puși pe podiumele cele mai înalte și știți dumneavoastră cum sunt așezați după modul în care ei câștigă acele trofee. Biruitorii Avram și cu cei care au fost împreună cu el aleg într-un moment al mulțumirii, al împlinirii, al biruinței, să se coboare într-o vale, în Valea Împăratului. Și în ziua mulțumirii la Biserica Elim, vreau să vă spun și eu: bine ați venit în Valea Împăratului. Pentru că aici este prezent Împăratul. Amin. Și din toată inima spunem: slăvit să fie numele Lui. Amin.
Și fără să știu că va fi și doamna ambasadoare astăzi aici, Domnul mi-a pus pe inimă următorul mesaj. În ziua mulțumirii, întâlnire la nivel înalt. Pentru că din ceea ce am citit, la întâlnirea aceasta au fost trei reprezentanți. Era Melisedec, împăratul Salemului, era Avram, tatăl tuturor credincioșilor, și era împăratul Sodomei, care el nu lipsește niciodată. La ziua mulțumirii, la un nivel înalt, în primul rând, repet, a venit Melisedec. Despre Melisedec acesta citim în Evrei, capitolul 7, permiteți-mi să citesc două sau trei versete, și auziți ce spunea cuvântul lui Dumnezeu, autorul cărții către evrei. În adevăr, Melisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului celui preanalt, care a întâmpinat pe Avram la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de Avram zeciuială din tot, care după însemnătatea numelui său este întâi împărat al neprihănirii, apoi împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând niciun început al zilelor, nici sfârșit al vieții. Și dacă s-ar fi oprit aici cuvântul lui Dumnezeu, era istorie. Dar auziți ce spune Biblia în continuare. Dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! La întâlnirea la nivel înalt, în ziua mulțumire, vine Melisedec și Biblia îl spune, ne aduce pâine și aduce vin. Hristos este prezent la întâlnirea noastră în această zi și El continuă să aducă tainele binecuvântate ale iertării și ale eliberării, care înseamnă pâine și vin, care înseamnă trupul și sângele Lui. Și toți care credeți asta să strigăm, mărit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! Nu, Hristos n-a venit în lumea noastră să avem sărbători pompoase, oameni buni. N-a venit Hristos în lumea noastră să avem sărbători la Paști și la Crăciun, să avem anumite tradiții. Hristos a venit în lumea noastră și s-a făcut om și a luat chip de rob ca să aducă tainele binecuvântate ale iertării, ale eliberării și ale biruinței. Și strigăm în această zi, mărit să fie Domnul! Și la sărbătoarea mulțumirii de la Elim, Hristos mai fac odată stropirea cu sângele Lui, Domnul să mântuiască oameni, Dumnezeu să aducă ziua biruinței în viața multora și Hristos să ne lege de cer. Și spunem din toată inima, mărit să fie Domnul! Amin. Nu este sărbătoare și nu are relevanță sărbătoarea fără El. Fără Domnul Iisus Hristos, oameni buni, biserica nu este unor sisteme religioase, fie el și penticostal sau de altă nuanță. Biserica o zidește unul singur, Iisus Hristos. Și Domnul Iisus a spus, eu zidesc biserica mea și porțile locuinței morților nu biruiesc. Și în această zi ne rugăm, Doamne, cercetează. Doamne, mai dă-ne putere și mai dă-ne biruință. Ai nevoie de vindecarea sufletului. Ai momente de stare de neputință, poate de stare de depresie, poate de frământare, poate de nopți nedormite. Domnul să facă stropirea în această zi. Cu sângele lui Iisus Hristos. Pentru că singura soluție de sub soare care iartă păcate, care ne apropie de Dumnezeu, care ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu, este jertfa de la Golgota. Mărit să fie Domnul. Și spunea Petru în scrierea lui în capitolul 1, versetul 18, că știți că nu cu aur, nu cu argint, nu cu lucruri pieritoare din lumea aceasta ați fost răscumpărați din felul vostru de viețuire pe care moșteniți de la părinții voștri, ci, spuneți cu voce tare, cu sângele lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără pată, lăudați să fie Domnul, lăudați să fie Domnul. Avem nevoie de iertare, spuneam și aseară, avem nevoie să ne refacem relațiile cu Dumnezeu și în această vreme o singură soluție ca pentru totdeauna rămâne jertfa lui Iisus Hristos, rămâne Fiul lui Dumnezeu, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și biserica Domnului spune amin. Pentru că Petru predica în Fapte, capitolul 4, versetul 12 și spunea, în nimeni altul nu este mântuire, că nu este dat sub cer un alt nume în care oamenii să fie mântuiți. Un singur nume, Iisus Hristos. Amin. În ziua mulțumirii, la întâlnirea la nivel înalt, în al doilea rând, Melisedec binecuvintează și Avram primește binecuvântare. Era Avram binecuvântat? Este cineva aici care are 318 oameni viteși născuți în casa lui?
Este ceva aici? Este ceva aici care are capacitatea să intre în luptă cu cinci împărați și să-i biruiască? Și cu toate acestea, Biblia spune, Avram este binecuvântat și Avram primește binecuvântare. Știți că cineva o salutat pe un alt om undeva în România, omul nu prea știa cum e cu binecuvântarea și a zis, Domnul să te binecuvinteze. Și l-a supărat, dar să te binecuvinteze pe tine. Eu când e vorba de mine, eu zic din toată inima, amin. Amin. Și când frații mai zic la telefon, Domnul să te binecuvinteze, bă, zic, îmi place asta. Nu-mi place să mă blasteme oameni, nu știu de ce, se mai scapă câte ori la telefon, mă mai așa în primire, dar nu știu, nu-mi place, m-am obișnuit să fiu binecuvântat. Pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu este cea mai mare valoare care există în lumea aceasta. Noi în această zi copiii aceștia nu au fost aduși la binecuvântare ca să îi încreștinăm și să mai avem un ritual penticostal sau de altă nuanță. Nu! Copiii aceștia au fost aduși la binecuvântare pentru că noi credem în binecuvântarea lui Dumnezeu. Și binecuvântarea lui Dumnezeu îi urmărește și credem că îi va urmări toată viața. Slăvit să fie Domnul! Oameni buni, cea mai mare valoare care există în lumea noastră și sub soare este binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu sunt pozițiile sociale, nu sunt realizările, se spunea de dimineață, de care îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, dar vreau să spun, cea mai mare binecuvântare este binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă pierdem binecuvântarea lui Dumnezeu, pierdem totul. De aceea mă rog în această zi, Doamne, cercetează-ne. Dacă ești aici și ai nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu, Domnul vrea să ți-o dăruiască. Și mă rog Dumnezeu să te cercetează. Cerceteze prin Duhul Sfânt și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, binecuvintează-mă și pe mine. Dacă Isaac avea o singură binecuvântare, aici împreună cu noi este prezent cel care are cămările pline de binecuvântări. Măriți să fie numele Lui. Dar binecuvântarea se poate pierde, oameni buni. Să nu ne jucăm cu binecuvântarea lui Dumnezeu și să nu glumim cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Esau, 700 de copii aveți aici? 1100. Aveți vreunul cu numele Esau? Nu. Aveți un copil cu numele Esau? Dar de ce n-aveți? Că doar din Biblie. Esau avea dreptul la binecuvântare, oameni, prin decizia lui Dumnezeu. N-a făcut nimic pentru asta, n-a avut niciun merit pentru asta. Dar Dumnezeu a hotărât primul care se naște în familie, chiar dacă câteva minute înainte, să primească binecuvântare. Și într-o zi, Biblia spune, a venit rupt de oboseală, de la câmp, Geneza capitolul 25, fratele lui făcea o ciorbă de linte, măcar dacă era o ciorbă de arădăuțeană sau o ardelenească de fasole, care să aibă gust, să aibă... Era una de linte, care n-avea probabil nici gust, n-avea nici culoare prea frumoasă. Și în timp ce fratele lui făcea sau făcuse ciorba de linte, o zis, dăm să mănânc din ciorba asta. Și fratele lui era evreu. Și în sângele lui... În venul lui cureau un sânge de evreu adevărat. Era foarte atent la detalii. Zice, bă, chiar ești serios? Da. Vrei să mănânci din ciorba asta? Vreau! Uite ce, o mică înțelegere. Vindem dreptul de întâi născut. Și Biblia spune că Esau a spus, la ce-mi folosește acest drept de întâi născut? La ce folosește binecuvântare? Ți-a spus, ți-l vând, jură-mi. Și a jurat. Și versetul 34 spune, ultima parte a versetului, astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. N-a trecut mult timp, cunoașteți istoria, a cerut cu lacrimi, a urlat, amar, rugăciune amară, Tată, binecuvintează-mă și pe mine. Și Biblia spune, măcar că o cerea cu lacrimi, Evrei, capitolul 12, versetul 17, n-a putut să o schimbe. Ascultați-mă, astăzi este ziua binecuvântării. Astăzi, la ziua de mulțumire a Bisericii Elim, este întâlnire la nivel înalt. Aici este prezent Melisedec, aici este prezent Iisus Hristos, aici este prezent Cel care binecuvintează și vrea să te binecuvinteze și pe tine, și pe tine, și pe dumneata și mă rog fiecare dintre noi să plecăm cel puțin cu o binecuvântare și să strigăm din toată inima, slăvit să fie Domnul. Să acceptăm această binecuvântare și să o păstrăm, această binecuvântare. Doamne ajută-ne!
În ziua mulțumirii, la întâlnirea, la nivel înalt, la al treilea rând, acolo se fac juruințe. Și Biblia spune, și Avram i-a dat zecială din... Dar cine i-a cerut la Avram? Dar cine i-a solicitat? Băi, Avram, dacă tot te-a dat atât de multe bogății, n-ai putea să dai ceva? Nu, oameni buni, în prezența lui Dumnezeu, în prezența lui Iisus Hristos, se fac juruințe. Și mă rog în această zi, la Elim, Doamne, cercetează-ne. Privim la trecutul nostru cu mulțumire, la anul acesta, la binecuvântările lui Dumnezeu, dar nu-i suficient. Vrem să primim în viitor și în viitor vrem să facem juruințe înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog, Doamne, dă-ne putere. Juruințe de o pocăință mai sfântă și mai curată. Juruințe de a ne apropia mai mult de Dumnezeu, de a ne implica mai mult în lucrarea lui Dumnezeu. Și pentru cei care încă nu l-au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, să fie ziua aceasta, ziua juruinței, în care să-L primească pe Domnul în inima lor. Și biserica Domnului spune amin. Amin. Era șeful vămii din Ierihon, vrea și el să îl vadă pe Domnul Iisus, numai că în viață nu le poți avea pe toate. Și mi-am dorit să fiu mai înalt, dar nu s-a potrivit. Da. Nu știu de ce, așa a fost tot timpul în mintea mea. Dom'le, mi-ar fi vrut să fiu mai înalt. Ăsta era șeful vămii, șeful administrației publice în contextul și în gândirea noastră. Dispunea de finanțele din Ierihon, dar avea o problemă, era mic de statură. Și vrea să-L vadă pe Domnul Iisus. Și Biblia spune... Știa drumul pe care Domnul avea să treacă împreună cu mulțimea, împreună cu cei care îl urmau și s-a dus pe drumul acela. Și imaginați-vă că i-a venit o idee. Bă, acum șeful vămii sau șeful de al administrației nu a ajuns la 25 de ani. Nu fi fost așa ca mine, la 50 și ceva de ani, îmbrăcat bine, rotofel, bine așezat. Și i-a venit o idee. Că n-avea scara în spate, că nu era zugrav, era șef. Să se urce într-un pom. În copilăria noastră, și majoritatea ați crescut pe la țară, mulți dintre dumneavoastră, în copilăria noastră, cei care am crescut la țară, păi toți pomii erau explorați. Nu exista cuiburi să nu le cunoaștem și ouă să nu le... Săracile păsări, câte probleme aveau. Acum nu te mai poți... De la o anumită vârstă nu mai funcționează, te urci așa în pom. Credeți că eu ieși din prima? S-a uitat în stânga, în dreapta, să nu-l vadă cineva. Mâine vor scrie toate ziarele despre el. Cred că a făcut așa o încercare, s-a prins de o creangă, s-a scăpat, s-a prins de alta, s-a scăpat, s-a mai prins de alta, iar s-a scăpat. Și apoi cumva gâfâind, așa s-a tras printre crengi. Și a stat acolo pitulit, sub niște frunze, și a zis, domnule, trece convoiul, trece Iisus, numai bine îl văd. N-avea din asta telefoane, iPhone să-l pozeze, dar era mulțumit cu imaginea. Și după ce dau ăștia curba, colțul pe undeva, ba sigur să nu mă vadă nimeni, mă dau jos și plec. Ăsta era gândul lui. Numai că ascultați-mă, noi avem planurile noastre, Dumnezeu are planurile Lui. Amin. Eu nu știu cu ce ocazie ai venit la sărbătoarea mulțumirii, dar Domnul este prezent aici. Și în această zi te cercetează Duhul Sfânt. Aici nu-i spectacol religios, oameni buni, chiar dacă e o sărbătoare. Aici este lucrarea sfântă. Aici operează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și aici operează jertfa de la Golgota și strigăm din toată inima, mărit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! Când a ajuns în fața Dudului, spre surprinderea ucenicilor, Domnul se oprește și spune, Zacheie, dă-te jos! Ucenicii au avut impresia probabil că Domnul vorbește cu îngeri. Nu, nu-i pentru îngeri predica. Nu, oameni buni, nici pentru pereți. Predica e pentru mine. Predica e pentru dumneavoastră. Dumnezeu îmi transmite mesaj mie și fiecare dintre noi. Măriți să fie Domnul. Zacheie, dă-te jos de grabă, că astăzi, că mântuire pentru mâine nu există, că mântuire pentru săptămâna viitoare nu există, mântuire există pentru astăzi, mărit să fie Domnul. Astăzi Dumnezeu ne cercetează, astăzi Dumnezeu ne-a dus împreună la ziua mulțumirii, astăzi Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne vorbește fiecăruia și strigăm slăvit să fie numele Lui. Astăzi trebuie să rămân și omul se sperie. Păi, nu mi-am propus asta. Nici nu m-am gândit la așa ceva, dar nu sunt pregătit pentru asta. Dar nu puteai să nu mă faci de minune în fața mulțimii? Dar nu puteai să vii la mine la birou să găsim o altă formulă? Păi cum să mă dau să mă vadă jos toți mâine, cum spunea, să scrie ziarele despre mine, că eu, șeful administrației de la finanțe, mă dau jos dintr-un dud? La Biblie scrie, Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu...
Pentru că bucuria mântuirii, oameni buni, întrece orice mântuire, orice bucurie din lumea aceasta. Bucurie din lumea aceasta sunt vremelnice, bucuria mântuirii este veșnică. Slăvit să fie Domnul! Ea ne cercetează inimile, ea ne aduce bucurie, ea ne leagă de cer. Bucuria mântuirii ne leagă de Iisus Hristos, un Iisus Hristos care este în fiecare zi cu noi, care ne poartă de grijă, care ne ține de mână, care ne ocrotește, și strigăm în această zi, slăvit să fie numele Lui! Amin. Cu o cântare veche, mi-o amintesc acum, o cântam la țară, spunea: Tu nu pleci niciodată de la mine. Și nici o clipă. Este asta valabil pentru anul în care îl încheiați și aveți zi de sărbătoare? Este valabil? A fost Dumnezeu cu dumneavoastră? A fost Dumnezeu cu casele dumneavoastră? A fost Dumnezeu cu copiii dumneavoastră? A fost Dumnezeu cu noi? Da, mărit să fie numele Lui! Strigăm din toate inima, slăvit să fie Domnul! Și nici o clipă singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cel din tâi la cel din urmă pas. Și ca Zacheu se dă cu bucurie. Și Biblia spune, în casa lui Zacheu, Zacheu a început să facă juruițe. Nu i-a cerut nimeni. Doamne, jumătate din averea mea o dau? Dar ce ți-a cerut asta? Domnul n-are nevoie de averele tale. A lui este pământul, a lui este cerul. Le are pe toate. Spune Psalmul 50, dacă aș avea nevoie de ceva, nu ți-aș spune ție, ale mele sunt toate. Și noi suntem ai Lui, și suflarea o avem de la El, și viața o avem de la El, și capacitatea să muncim o avem de la El, și tot ceea ce suntem, suntem datorită Lui. Mărit să fie Domnul! Dar în casa lui Zacheu, Zacheu face juruințe: jumătate de averea mea o dau săracilor, dacă am năpăstuit pe ceva, dau împătrit înapoi. Și Domnul face o afirmație care vreau să o facă în dreptul fiecăruia dintre noi în această zi. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, în casa aceasta, în casa aceasta, în toate familiile, că noi suntem fii al lui Avram. Suntem oameni răscumpărați prin jertfa lui Iisus Hristos și spunem, slăvit să fie Domnul! Amin. În ziua mulțumirii, la nivel înalt, la întâlnirea la nivel înalt, în al patrulea rând, scara valorilor este bine stabilită. Și mi-a plăcut în discursul doamnei ambasador Andreea, că la un moment dat, printre altele, eu sunt foarte atent la detalii, a spus, oamenii sunt valori. Dumneavoastră sunteți valori. Noi suntem valori. Împăratul Sodomei nu prea a intervenit, dar a intervenit acum și a zis lui Avram, dăm oamenii și ține bogățiile. Și Avram spune, nu facem tranzacția asta. Dacă există o luptă văzută și nevăzută, există o luptă pentru oameni. Pentru că oamenii sunt un potențial. Sunt un potențial aici pe pământ, dar sunt și un potențial pentru viitor. Între puterea binecuvântată a lui Dumnezeu și puterea răului, există o luptă pentru oameni. M-auziți? Și când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră, după ce a fost botezat de Ioan în râul Iordan, a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul, după 40 de zile, spune Biblia, a flămânzit și diavolul a venit la el. Și citesc în Evanghelia după Matei, în capitolul 4, versetul 8, în discuția aceea sau în dialogul diavolului cu Domnul Iisus, printre altele, diavolul spune așa: apoi l-a dus pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor. Toate. Și știți ce i-a spus? Toate aceste lucruri sunt ale mele. Ți le voi da ție, cu o singură condiție. Să te arunci și să te închini cu fața la pământ, înaintea mea. Dacă Domnul s-ar fi închinat acolo, omenirea întreagă împreună cu mine era pierdută pentru totdeauna. Dar Hristos n-a venit să revendice și să salveze proprietăți, nici clădiri, nici pământuri. A venit să salveze oameni. Oameni. Dăm bogățiile, dăm oamenii și ție bogățiile. Nu. Pentru Dumnezeu rămân oamenii valoroși.
Tu ești valoros pentru Dumnezeu. Tu ești valoros pentru cer. Eu sunt valoros pentru cer. Și Hristos a venit să mântuiască și să răscumpere oameni. Și să strigăm în ziua mulțumirii la Elim din toată inima. Lăudați să fie Domnul Iisus. Lăudați să fie Domnul Iisus. Ce frumos cântau copiii. Și spuneau despre cântarea aceea și făceau așa cu mâna că noi ne ducem spre cer. Și Evanghelia după Ioan, capitolul 14, Domnul a spus să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în mine? Aveți credință în Dumnezeu? În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-aș fi așa, și ascultați-mă ce continuă Domnul și spune, eu mă duc? Cui, oameni buni? Cui? Nouă, mie, familiei mele, copiilor mei, nepoților mei, dumneavoastră, copiilor noștri. După ce mă voi duce și voi pregăti locul, mă voi? Iisus este gata să vină. Iisus este gata să vină. Neamurile se frământă, împărțirile se clatină și ascultați-mă, vor găsi tot mai puține soluții pentru problemele lor și își vor frământa tot mai mult mâinile și nu știu ce se întâmplă, dar ascultați-mă, Hristos se întoarce să vină. Slăvit să fie numele Lui. După ce mă voi duce, voi pregăti un loc, mă voi întoarce și știți ce va face Domnul? Vă voi lua cu mine. Mai credeți asta? Amen. Dacă aveți o stare materială mai bună, vă mai interesează asta? Amen. Mai aveți această aspirație, oameni buni, să fiți cu Domnul? Sau sunteți bine aici unde sunteți? Sau sunteți mulțumiți aici? Domnul se întoarce să vină. Mă voi întoarce și voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Asta nu-i poveste penticostală, nici catolică, nici ortodoxă, asta e Biblie. Ăsta e Dumnezeu. Lăudați să fie numele Lui. Și în Apocalipsa, capitolul 3, în vederea și descoperirea, capitolul 21, versetul 3, în vederea și descoperirea lui Ioan, citesc următorul lucru. Când Ioan vede cerul acela nou și pământul nou, auziți ce spune? Și eu, versetul 2, am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu? Oamenii. Cu? Măriți să fie Domnul! Cu oamenii! El va locui cu ei! Ei vor fi poporul lui și el însuși va fi Dumnezeul lor! De fiecare dată când zbor cu avionul ziua și se ridică avionul peste nori și soarele acela puternic, fără niciun fel de umbră răsare, de fiecare dată fac un videoclip scurt. Privesc norii în jos și privesc universul și fac un scurt videoclip. Și îl trimit pe grupul familiei noastre și scriu locul unde ne va aștepta Domnul Iisus. Locul unde vom întâlni cu Domnul Iisus. În ziua mulțumirii, la întâlnirea la nivel înalt, scara valorilor este bine stabilită. Oamenii sunt valori. Dumneavoastră sunteți valori. Pentru cer, pentru împărăție, pentru Dumnezeu. Și să strigăm din toată inima, mărit să fie Domnul. Amin. În ziua mulțumirii, la nivel înalt, vine Melisedec. El reprezintă pe Fiul lui Dumnezeu, aduce tainele binecuvântate ale iertării, ale eliberării, ale biruinței și ale mântuirii, sângele și trupul lui, mărit să fie Domnul. În ziua mulțumirii la întâlnirea la nivel înalt, Melisedec binecuvintează și Avram primește binecuvântarea și mă rog în această zi Domnul să vă mai binecuvinteze încă o dată și să spunem din toate mâna și pe mine, și pe mine și Domnul este prezent aici să ne binecuvinteze. În ziua mulțumirii la întâlnirea la nivel înalt am spus și repet, se fac juruințe.
Înaintea Domnului se fac juruințe, în prezența lui Dumnezeu se fac juruințe și toți care în mod autentic se întâlnesc cu Dumnezeu se fac juruințe. Nu doar participă la o sărbătoare, oh, ce predică, ce frumos, ce cântare, nu, ci pleacă din locul acesta răscoliți de prezența lui Dumnezeu și fac juruințe și mă rog, Doamne, dă-ne putere să facem juruințe pentru o viață sfântă, o pocăință autentică și o trăire după voia Ta. În ziua mulțumirii la întâlnirea la nivel înalt, oamenii au valoare. Dumneavoastră sunteți valoroși. Și în ultimul rând vreau să spun, în ziua mulțumirii la întâlnirea la nivel înalt, cei care sunt prezenți au o deviză. Și împăratul Sodomei spune, ia bogățiile. Și Avram spune așa, nimic pentru mine și completez eu totul pentru El. Vreți să aveți deviza aceasta în ziua mulțumirii? Nimic pentru noi, totul pentru El. Dar noi am muncit anul acesta, dar noi ne-am implicat, dar noi am dăruit, dar noi am făcut. N-ar trebui să... Nimic pentru noi, totul pentru El. El merită toată slava, El merită toată gloria, El merită închinarea noastră. Și se spunea deja aici, tot ce suntem, suntem datorită Lui și tot ce avem, avem datorită Lui. Și spunem, slăvit să fie Domnul. Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, pe pământul acesta a avut o misiune să-L proslăvească pe Dumnezeu. Și când încheia mandatul pe pământul nostru, în celebra rugăciune din Ioan 17, printre altele, Domnul a spus în versetul 4, Eu Te-am proslăvit pe pământ și am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o să o fac. Asta a fost misiunea Mea, să Te proslăvesc pe pământ. În fața mormântului în care era Lazar și era mort de 4 zile și în Orient, Lazar intrase în putrefacție, Fiul lui Dumnezeu a făcut o rugăciune, s-a uitat înspre cer și a spus, îți mulțumesc că întotdeauna Mă asculți, dar vorbesc în felul acesta ca ei să creadă că Tu M-ai trimis și tot ceea ce fac, fac după un plan stabilit de Tine. Pentru că Domnul a avut în vedere întotdeauna să-L proslăvească pe Tatăl. Nimic pentru Mine, totul pentru Tata. Nimic pentru Mine, totul pentru gloria Lui. Și oamenii lui Dumnezeu așezați pe Sfintele Scripturi, indiferent cum I-a folosit Dumnezeu, au știut să transmită mesajul acesta, nu noi, nu nouă, ci lui Dumnezeu toată slava, toată gloria, toată cinstea. Ați cântat extraordinar, Dumnezeu să Mă binecuvinteze, toată gloria este a Domnului. V-ați implicat prin dăruire, Dumnezeu să Vă răsplătească, toată gloria este a Domnului. Facem anumite lucrări, pentru că Dumnezeu ne-a dat putere să le facem. Și în această zi strigăm, mărit să fie numele Lui. Suntem la o zi de mulțumire, oameni buni, nu să ne apreciem pe noi, nu să etalăm, eu știu, anumite realizări ale noastre. Realizările noastre sunt realizările lui Dumnezeu și împlinirea noastră este împlinirea lui Dumnezeu. Și El merită toată slava și gloria și cinstea. Mărit să fie numele Lui. Când oamenii lui Dumnezeu au ajuns într-o localitate, Fapte capitolul 14, spune Biblia, în timp ce Pavel predica, era cineva acolo bolnav de multă vreme, un olog, care nu umblase probabil niciodată, și Biblia ne spune, a văzut Pavel care credință și a strigat, ridică-te în picioare, Domnul te vindecă. Și când s-a ridicat în picioare în fața mulțimii, cetățile acelea s-au pus în mișcare. Biblia ne spune, oamenii au început să spună, s-au coborât zeii la noi. Unul este Mercur, celălalt este Jupiter. Eu am crescut la țară, oameni buni, v-am spus. Eu știu ce înseamnă un taur. Eu nu am văzut taurul la desene animate. Eu am văzut taur în realitate. Păi taurii nu-i muți așa din telecomandă. S-au adus tauri în mijlocul cetății, așa spune Biblia, au adus tauri, s-a însemnat o implicare, s-a însemnat o frământare. Au adus tauri în mijlocul cetății să-i jertfească în cinstea celor doi oameni al lui Dumnezeu. Acum eu dacă eram acolo, ziceam, mă, nu jertfiți, da? Scrieți măcar pe internet că a fost și fratele Bujor Bece, el a predicat. Că e mare o frământare la noi acum, domnule, câți urmăritori am? Acum ați la Elim, aici câți mă urmăresc? Păi cinci, nu, păi pentru cinci mii nu mi s-a meritat. Spuneam și alaltă seară la biserica care aparține de dumneavoastră, că eu tot mă mir, oameni buni, tot nu înțeleg. Domnul Iisus tot fugea de oameni, noi tot fugim după oameni. Numai nu înțeleg.
El numai făcea o minune să nu spui la nimeni. Păi noi suntem în stare să filmăm orice, să transmitem orice, ca și cum nouă ni s-ar cuveni. Dacă se întâmplă ceva, spunea și fratele păstor, face Dumnezeu. Dacă se vindecă cancerul, vindecă Dumnezeu. Dacă se ridică ologii, îi ridică Dumnezeu. Dacă se mântuiesc oameni, dacă se dor firii, spisdor, o face Dumnezeu. Și El merită toată slava, gloria, mărit să fie numele Lui. Mărit să fie numele Lui. Suntem niște unelte înainte în mâna Lui Dumnezeu. Ne folosește când vrea și cât vrea. Și când Domnul nu mai vrea să ne folosească, oameni buni, suntem undeva în altă parte. Probabil lăsați așa în repaus. Dar dacă Domnul vrea să ne folosească, spunem slăvit să fie El. Amin. Și oamenii Lui Dumnezeu, un semn de protest, au stărit în mijlocul lor și au rupt hainele și au spus, uitați-vă la noi. Noi suntem oameni ca și voi. N-avem nimic special. Trebuie să citesc versetul acesta. Oamenilor, pentru ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire ca voi. Noi vă aducem o veste bună să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut marea, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. El merită toată slava. El merită toată gloria. El merită toată închinarea. Și spunem, slăvit să fie numele Lui. Slăvit să fie numele Lui. Ce ai să nu fii primit, spune Biblia în 2 Corinteni. Și dacă ai primit, de ce te lauzi? Ca și cum n-ai fi primit. Și Pavel predica în Atena, în capitolul 17 din Fapte și spunea, de la Dumnezeu avem mișcarea, suflarea și toate lucrurile. Puteam să fiu o legumă, ca mulți alții. Puteam să fiu ultimul om din sătucul în care m-am născut și în care am fost cu luminița la grădiniță și la școală. Puteam să fiu un ratat, puteam să fiu un nimeni. Dacă sunt ceea ce sunt și fac ceea ce fac, este numai datorită lui Dumnezeu. Este datorită harului Său. Dacă ești ceea ce ești și faci ceea ce faci, este numai datorită lui Dumnezeu. De aceea biserică Elim, mă rog Dumnezeu să mă binecuvinteze. Și la ziua mulțumirii, aici în prezența Domnului, la întâlnirea aceasta la nivel înalt, când cerul este prezent aici, când Duhul Sfânt este prezent aici, când îngerii sunt prezenți aici, să strigăm din toată inima, slăvit să fie Domnul. Și să ne luăm cu toții emblema aceasta, nimic pentru noi, totul pentru El. Amin. Nimic pentru noi, totul pentru El. Că dacă vom face așa, după toată lupta noastră, după toată alergarea noastră, după toată strădania noastră, există unul care scrie în ascuns și va veni o zi a răsplătirilor, o zi a întâlnirii cu El. Și în ziua aceea nu va spune nici păstor, nici casier, nici președinte, nici... Îmi va spune, vino, slugă bună și credincioasă. Dacă pierd momentul acela, dacă nu aud glasul acela, am pierdut totul. Și totul este degeaba. De aceea mă rog ca Dumnezeu să mă binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze biserica Elim. Domnul să dea propășire spirituală în locul acesta. Dumnezeu să mântuiască Belgia. Dumnezeu să mântuiască pe cei care conduc țara aceasta. Ne rugăm pentru administrația și pentru cei care conduc ambasada României, toată echipa, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Pentru toți cei care ne reprezintă în Europa și la nivelul acesta al reprezentativității țării noastre, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Să apere valorile spirituale, să se teamă de Dumnezeu, să ridice cuvântul lui Dumnezeu la loc de cinste, pentru că Dumnezeul nostru merită. Și întotdeauna pentru orice realizare să strigăm din toată inima, nimic pentru noi, totul pentru El, totul pentru slava Lui, totul pentru gloria Lui și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.